Bună seara și bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Iată principalele teme ale ediției de astăzi. Fondurile bibliotecilor școlilor moldovenești și ucrainești se vor completa cu manuale noi. Despre aceasta au vorbit la Colegiul Ministerului Educației. Bilanțuri. Anul 2015 a fost bogat în evenimente pentru una din cele mai active mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor. În aceste zile, peste tot răsună urări de pace, sănătate și belșug. Cu un plug ușor vin să ne ureze elevii de la Liceul Complex Republican Teoretic Moldovenesc. Fondurile bibliotecilor școlilor moldovenești și ucrainești se vor completa cu manuale noi. Despre aceasta au vorbit la Colegiul Ministerului Educației. Au discutat și proiectul cifrelor de control de admitere a abiturienților în instituțiile de învățământ profesional. Pentru început, la ultimul colegiu au fost onorați profesorii care au primit titlul de docent. În continuare, despre proiectul admiterii în instituțiile profesionale în 2016-2017. Proiectul de admitere în instituțiile de învățământ primar și mediu profesional formează 2890 de locuri și prevede finanțarea a 65% din locuri din contul bugetului republican. În general, specialiștii au marcat scăderea planului de admitere în instituțiile de învățământ profesional primar și mediu. Între timp, pregătirea profesională a crescut cu 100 de locuri. Este prevăzută pentru absolvenții claselor a noua. A suferit schimbări și lista specialităților. S-au referit și la faptul că în anul acesta școlile au primit manuale de generație nouă, jumătate de milion de exemplare. Școlile rusești sunt asigurate cu manuale de generație nouă la 105,8%, cele moldovenești la 37%. E vorba anume de manualele de generație nouă, cele ucrainești la 43%. Acum rămâne a fi soluționată și întrebarea procurării manualelor moderne pentru școlile moldovenești și ucrainești. Ea este inclusă în noul program de stat cu destinație pentru anii 2017-2021. Anul nou bate la geam, însă deseori, din păcate, sărbătorile vin cu incidente neplăcute, de exemplu, traume produse în urma folosirii incorrecte a pirotehnicii. Cum să marcăm Revelionul pentru a rămâne doar cu impresii plăcute și ce temperaturi ne așteaptă în noaptea dintre ani? A aflat Svetlana Bargan. Informat înseamnă protejat. Din cauza că s-a răcit afară și deja se observă pe alocuri înghețuri, nistrenii trebuie să fie precauți pentru a evita căderile. Pe parcursul a câtorva zile, deja s-au adresat 5 pacienți cu traume din cauza condițiilor meteo. De asemenea, medicii atenționează cetățenii privind folosirea corectă a pirotehnicii. В канун новогодних праздников ни для кого не секрет, что многие злоупотребляют алкоголем. În ajun de anul nou, mulți fac abuz de alcool. În acest sens, vreau să menționez că alcoolul și pirotehnica sunt două lucruri incompatibile, de aceea e de dorit de ele să se folosească oamenii maturi, care ar respecta normele de siguranță, pentru ca obiectele explozibile să fie plasate în locuri speciale. Pirotehnica, de asemenea, trebuie procurată în magazine specializate care dispun de licență. Numărul pacienților în secția traumatologiei este în creștere. Dacă în zi sunt 25-30 de pacienți, atunci în zilele de Revelion el crește până la 40-45. Și aceasta depinde în mare măsură de prognozele meteorologice. Specialiștii Centrului Hidrometeorologic Republican au menționat că în următoarele zile va fi ger, însă precipitații nu se așteaptă. 31 числа ночью температура воздуха ожидается в пределах 8-11. La 31 decembrie, noaptea, temperatura aerului se așteaptă în limitele 8-11 grade, la 1 ianuarie, de asemenea, în jurul la 8-11, însă temperatura de zi va coborî de la 3-6 până la 5-8 grade de îngheț. În continuare, timpul se va răci. De Crăciun, temperaturile vor fi scăzute până la 15 grade de frig noaptea. Timp de zi vor fi 5-8 grade cu semnul minus. În ajunul sărbătorilor de Revelion, Dubăsariul a fost vizitat de voluntarii organizației de binefacere a Pasărea Albastră. Scopul lor, înmânarea cadourilor de anul nou copiilor bolnavi oncologic. În oraș sunt 4 micuți cu asemenea diagnoză.
Acțiunea este desfășurată în decursul ultimilor 4 ani. Inițiatorii au fost medicii oncologi din Istrinia. 2 ani în urmă, ștafeta a fost luată de voluntarii organizației Pasărea Albastră. În componența ei au intrat 20 de membri, ingineri, medici și învățători. În afară de aceasta, pentru a acumula cele necesare pentru copiii bolnavi, le vin în ajutor locuitori din Istrinia, Moldova și Rusia. În rețele sociale este înregistrată grupa noastră. Aici este și lista cadourilor cerute de micuți. Unii voluntari ne-au ajutat cu bani, alții au procurat cadouri dulci. Împreună ne-am străduit să le creăm copiilor o adevărată sărbătoare de anul nou. În familia Leșan sunt 5 copii. Cea mai mare, Nastia, este bolnavă de o rară maladie, ce foarte negativ a influențat vederea fetiței. Mușgerilă și Alba ca zăpadă au venit să o felicite și pe ea cu sărbătorile de Revelion. Aceasta e o mare bucurie nu numai pentru Nastia, dar și pentru toți copiii noștri. Mulțumesc pentru cadou și atenție! Nicolae Sorocean a cerut de la Moș Gerilă un telefon contemporan. Visul lui în ajun de anul nou a fost îndeplinit. Vreau ca mama și tata să fie fericiți, toți copiii să fie sănătoși, să nu se îmbolnăvească. Micuții au primit anume cadourile care le-au cerut, unii calculator, alții o mașinuță. Anul nou pentru ei a devenit de neuitat, cu adevărate surprize. Anul 2015 a fost bogat în evenimente pentru una din cele mai active mișcări obștești din Republică, Uniunea Moldovenilor. Festivalul Mărțișor, Hora Toamnei, Cartea e Sufletul meu, Biruința din 45, Penița Toamnei, Fântâna, Izvorul Vieții. La aceste și multe alte activități au participat cu plăcere cei care își iubesc cultura, limba și baștina. În anul ce s-a scurs au fost realizate o mulțime de idei menite a păstra poporul moldovenesc ca etnie, a dezvolta cultura, limba și tradițiile lui. Prin intermediul lor, generația în creștere a făcut cunoștință cu bogăția spirituală a neamului, cu noi talente, oameni de creație. S-au alăturat la tot ce-i frumos. Sunt foarte bucuroasă că astăzi pot să-mi exprim bucuria și fericirea pentru că am participat personal la toate acțiunile și mai ales la cea care ne-a făcut cununa. Doar noi știm că anul acesta a fost un an jubiliar pentru biruința noastră și Uniunea Moldovenilor încă din 2014, 9 mai, a început o acțiune care s-a numit Biruința din 45. Pe parcursul anului, membrii Uniunii Moldovenilor s-au întâlnit cu veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, cei care ne-au adus biruința. Și în Ciobruciu, și în Grigoriopol, Tașlâc, Butor, și în Podoima, Kamenka, și în Slobozie, și la mulțimatul nostru scriitor și membru de onoare a Uniunii Moldovenilor, Petru Danici. Am fost extrem de emoționați, văzând cum acești oameni care au trecut prin foc, prin războiște, au ajuns la zilele noastre ca să ne mărturisească despre adevărul cel crunt care a fost. În 2015 au avut loc și activități cu conținut ecologic. E vorba despre Fântâna Izvorul Vieții, o acțiune de proporții republicane. Fiecare dintre noi înțelege. De păstrat fântânile, de păstrat izvoarele. Este unica soluție pentru a ne păstra apa și existența noastră. De aceea noi am început doar această acțiune în anul 2015, iarăși împreună cu Televiziunea Nistreană și Ziarul Adevărul Nistrean, ca să aducem la cunoștință că fiecare dintre voi în sate, în raioane, în orașe, aveți astfel de colțișoare unde mai păstrăm cu atenție, cu grijă, izvoarele, fântânile, ne chemați și noi înfăptuim acțiunea împreună cu voi. Un succes mare a avut în 2015 concursul mărțișoarelor. Nu este uitată și acțiunea Cartea e Sufletul meu. Datorită tuturor moldovenilor se înfăptuiește programul nostru de a nu ne lăsa pe tânjală, ci a merge înainte, fiindcă viața noastră e lungă și trebuie ca fiecare dintre noi să înțeleagă că de la dânsul personal depinde cum vom trăi această viață.
Atmosfera și nuanțele sărbătorilor de iarnă redau totalmente sufletul poporului nostru. Tradițional, în ajun de anul nou, discipolii Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc felicită nistrenii cu ocazia Revelionului. Urături, semănături, colinde, sorcova și multe alte tradiții sunt cu pietate păstrate la noi, la moldoveni. Sărbătorile de iarnă sunt pline de farmec și emoții pozitive. Ele ne aduc căldura inimii, bucuria noului an. Moldovenii se străduie să respecte vechile tradiții. Astăzi, discipolii Liceului Complex Teoretic Republican Moldovenesc, la fel ca și în fiice ajun de anul nou, vin cu felicitări, urături, semănături. În fiice sat, raion, oraș, în aceste zile, copiii vor merge cu uratul, semănatul și colinda pentru a felicita toată lumea cu frumoasele sărbători de iarnă. Haideți să uităm de toate și să fim un pic mai buni. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Să dăm răul la o parte, bucurați-vă creștini. La mulți ani cu sănătate, sfântă noapte de Crăciun. Caută, cercetează unele tradiții care până acum sunt necunoscute. Și îmi pare bine că acești copilași sunt o generație nouă care vin cu tezaurul cel al poporului nostru care nu trebuie pierdut. Pentru aceasta și ne zbatem noi, cei de astăzi, ca să învățăm, să le dăruim, împreună cu ei să cercetăm și să găsim acel mod de a reprezenta tradițiile și obiceiurile moldovenești. Eu cred că tinera generație care este în zilele noastre ar trebui mai mult timp să acorde creației populare moldovenești și să o păstrăm și să o transmitem generațiilor viitoare. La noi în sat se îmblă cu uratul de Sfântul Vasile, cu colinda în ajunul nașterii Domnului și este o bucurie pentru toți că se păstrează aceste tradiții și fiecare care respectă aceste obiceiuri împarte bucurie tuturor celor din jur. Să trăiți într-un mulți ani fericiți și ca pomii să înfloriți și ca ei să îmbătrăniți și ca toamnă de bogată, fie casa îndestulată, să petreceți împreună până în veci cu voie bună. Și încă o informație a ediției. 31 decembrie oficial este declarată zi de odihnă pentru bugetari, achitarea muncii cărora este finanțată din mijloacele bugetului republican. Decretul respectiv l-a semnat șeful statului. Pe această notă punem punct ediției informative de astăzi, ultima în 2015. Redacția emisiunilor în limba moldovenească vă urează ca anul ce se apropie să vă aducă sănătate, bucurii și doar momente plăcute, să fie un an de liniște și pace. Sărbători fericite alături de cei apropiați. La mulți ani! Potrivit meteorologilor, mâine 31 decembrie se așteaptă înnorări variabile, fără precipitații. Vântul va sufla din nord cu viteza de 7-10 metri pe secundă, rafale până la 13 metri pe secundă. Valorile termice vor indica noaptea la nord minus 9, minus 11, ziua minus 4, minus 6 grade, în capitală noaptea minus 8, minus 10, ziua minus 3, minus 5 grade. În următoarele zile, pe alocuri va ninge slab, temperatura aerului se va menține stabilă.